Românii vor plăti același preț la energie electrică și la gaze până la finalul lunii martie a anului viitor, prețurile fiind plafonate. Este anunțul Ministrului Energiei Sebastian Burdușa care precizează că vor fi căutate soluții de compensare și pentru anul viitor, în special pentru consumatorii vulnerabili. Iar sezonul rece nu ne va prinde nepregătit și asta pentru că România are depozite de gaze de 95%. Vor păti același preț la energie electrică și la gaze până la finalul lunii martie anul viitor. Deci trecem iarna cu facturi plafonate, așa cum i-am protejat gaz. pe români și până acum. Și am sesizat că furnizorii se duc sub acel plafon reglementat. Deci ei concurează pentru clienți, au un preț mai mic și s-au facturile între 15 și 20% pe gaz. Iar la energie electrică, pentru românii care au acel consum mai mare de peste 300 de kWh pe lună, cei mai mulți dintre noi un asemenea consum avem, dacă stăm în mediul urban, avem familii mai numeroase și așa mai departe, și ei au sesizat ieftiniri la facturi, 10-15%. Ministrul Energiei susține că vor fi căutate soluții și pentru facturile de anul viitor. Acesta a precizat la un post TV că, dacă situația o va impune, se va interveni pentru a-i proteja pe consumatori. Milioane de români se tem că, anul viitor, facturile vor crește peste limita puterilor și asta din cauza plafonării prețurilor care va ieși din vigoare pe 1 aprilie. De la anul, noi trebuie să ne aliniem la ce fac ce alte state membre, și anume să avem măsuri țintite, Către acei consumatori vulnerabili. Ce înseamnă asta? Înseamnă familii cu venituri mici, înseamnă români care depind de un aparat medical cu un consum mare de electricitate în casele lor, înseamnă familii cu mulți copii înseamnă o serie de criterii pe care le-au definit și alte state membre și pe care noi urmează să le finalizăm până în luna ianuarie. Și să spunem, bun, pentru acești români, facturile cu siguranță nu au voie să crească. Iar iarna care vine nu ne va lua pe nepregătite pentru că România are depozite de gaze de circa 95% pentru sezonul rece. Gradul de umplere în depozite este cel mai bun din câte a fost vreodată, deci 95% peste 3 miliarde de metri cubi, cu vreo 80 și ceva de milioane de metri cubi, mai mult decât anul trecut, când oricum ne bătusem orice record.